De miercuri 25 martie 2020, transportul public în Iași este suspendat. Vor circula doar medicii și farmaciștii cu autobuzele și tramvaiele CTP. Pentru a preveni infectarea cu COVID-19, edilul Iașului Mihai Chirica a convocat în regim de urgență grupul de lucru din cadrul Comitetului Local pentru Situații de Urgență Iași. În cadrul ședinței s-a propus limitarea transportului public în comun. Conform edilului, în mijloacele de transport în comun vor putea să intre doar cadrele medicale și nemedicale din cadrul spitalelor, dispensarelor, cabinetelor medicale și al întregii infrastructuri medicale, precum și a tuturor angajaților farmaceilor din municipiul Iași. Începând cu data de miercuri 25 martie, accesul în mijloacele de transport public de călători se va face doar pe baza legitimației de serviciu și a unei adeverințe eliberate de angajatorii enumerați mai sus care să ateste calitatea de angajat.